Începutul acestui an nou o să închei ceva. M-am gândit să, la început așa, să sfârșesc un ciclu de predici pe care le-am adus în ultimele duminici, exceptând perioada aceasta sărbătorilor, pentru că am avut anumite predici tematice în zona aceasta. În această seară o să vin cu ultimul mesaj pe care vi-l aduc din acest ciclu de predici pe care l-am intitulat Nu privi înapoi. Și pentru că este un an nou, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne dea niște perspective de viitor frumoase, să privim la ceea ce El vrea să înțelegem și să asumăm anul acesta. Acum, dragii mei, știu anul nou. O știți de pe Facebook, o știți din urări, o știți de pretutindeni. Toată lumea spune an nou fericit, an nou binecuvântat, să dea Dumnezeu să fie. Dragii mei, problema nu este că anul nu-i nou. Problema este că oamenii sunt vechi. Și asta e o chestie de incompatibilitate de foarte multe ori. Anul e nou, dar vedeți dumneavoastră, obiceiurile sunt vechi. Problemele sunt vechi. Oamenii sunt vechi. E ceea ce Hristos la un moment dat spune, dacă veți, este un paradox și vrea să spună Dumnezeu că e cu neputință, pentru că n-are sens. La ce se referă? Când folosește metafora vin nou în burduf vechi. Nu merge. De aceea, dragii mei, oricât de multe și de frumoase urări ați fi primit de anul ăsta, va trebui să reparăm niște lucruri în viața noastră, va trebui să ne luptăm cu omul cel vechi și să ne noim prin Duhul lui Dumnezeu, ca să putem să prindem, să percepem, dacă vreți, dimensiunea noului în viața noastră. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun, și nu vreau să fiu pesimist, să întristez pe nimeni, că e început de an doar, vreau să vă spun că problemele, toate problemele, dar absolut toate problemele nerezolvate de anul trecut, n-au dispărut anul ăsta. Cine are impresia că an nou s-au dus toate, înseamnă că nu știe ce înseamnă mașină de spălat. Nu există un program din ăsta care, așa ca prin minune, dragii mei, să bași toate lucrurile vechi, probleme nerezolvate, facturi neplătite, restanțe, datorii și să crezi că dintr-o dată anul nou le șterge pe toate. Fiscul nu te uită, datornicii nu te uită și o să-ți aduc aminte și anul ăsta că trebuie să le plătești. De-aia vreau să vă spun din start și din capul locului că problemele nerezolvate de anul trecut au o capacitate fantastică de a se răstogoli și în anul ăsta peste noi. Mai ceva ca și colindătorii, mai ceva ca și COVID-ul, o să vină și o să ajungă, credeți-mă, mai devreme sau mai târziu la noi. După ce se termină platoul, după ce se termine mâncarea, o să vină înapoi și problemele. Sunt la ușă și vă așteaptă să le rezolvați și să le rezolvăm. Ce pesimist sună, știu deja, fețele voastre spun tot. Un alt lucru pe care vreau să vă spun legat de începutul acestea de an este, dragii mei, că noi de regulă, când vine vorba de anul nou, avem setarea asta a minții, începem, domne, anul nou, lucruri noi, bun, hai să vedem ce să facem. Ideea este următoarea, e un sfat românesc, dacă vreți, practic, pe care încerc să mi-l predic mie în primul rând. Înainte să faci planuri noi, înainte să începi ceva, să faci nou, știi ceva, Dorel? Ia termină ce ai început. Înainte să vii cu promisiuni, înainte să vii cu entuziasmul ăsta, o să fac cu tare, o să fac cu tare, o să fac cu tare, știi ce spune Dumnezeu? Ascultă-mă, omul ăla bun pe care îl iubește Dumnezeu, tot ce începe duce la bun sfârșit. Așa că nu știu prin luna octombrie, până august, unde ai lăsat o problemă, unde ai lăsat un plan, Dumnezeu spune, știi ceva, termină-l pe ăla și după aceea vino să îmi promiți altceva. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, apreciază credincioșia și consecvența din viața noastră. De aceea Apostolul Pavel, gândiți-vă că la un moment dat, unor oameni din biserica din Corint le reamintește un lucru frumos. Dom'le, sunteți faini, sunteți binecuvântați, vă mai certați, e adevărat, dați-vă o 4 partide pe acolo. Dar știți ce le spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8 cu versetul 10? Zice, ascultați-mă, fraților, mi-ați promis. Ați promis că o să faceți, că voi o să vă implicați în lucrarea lui Dumnezeu, că o să dați, că o să ajutați lucrarea Domnului. Și le spune Pavel pe un ton atât de frumos. În această privință vă dau un sfat. Și sfatul acesta vă este de folos, care vouă, care de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Și spune Pavel, un cuvânt pe care îl sublinează, isprăviți dar. Adică ați început, dar n-ați terminat.
Mi-ați promis multe că veți face. Mi-ați promis că mă veți sprijini să pot să fac evanghelizarea mai departe. Ați început, ați dat ceva, 10%, dar ați dat de 90%. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, noi avem tendința asta să facem promisiuni noi într-un an nou. Dumnezeu spune, știi ce apreciez și ce aș vrea? Mă, du la bun sfârșit ce ai început. Și dacă vrei, începe din luna iulie cu lucruri noi pe anul ăsta. Dar termină ceea ce ai început. Apoi, un alt lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc în partea asta introductivă este următorul. Nu fă promisiuni de care nu te poți ține. Nu fă promisiuni, fii realist, nu fii euforic. Știu, începuturile de an sunt euforice, știu, artificiile zboară și de multe ori și din gura noastră zboară tot felul de promisiuni. Ai face mai bine să nu dai cu artificiile alea verbale. Mai bine ține-le. Știu că de regulă 1 ianuarie avem așa tendința asta noi să promitem chestii de genul, mergi la soție și spui, îți promit că voi slăbi, sau la soț, îți promit, uite, crede-mă, nu mă mai la niciun meci de fotbal, îți promit, până când începe Champions League în februarie și după aia o să fie ok. Mai vine soția, eu îți promit, ți-am spus, că nu mă mai uit la 4 telenovele într-o zi, mă uit numai la 2. Bă, nu știu dacă o să reușești, dar nu promite dacă nu poți face chestia asta. Copii care vin și promit părinților, tati, o să rup școala anul ăsta, o rupe, ușa, notele, fiți liniștiți. Adică, Biblia ne spune să fim moderați, să fim ponderați în direcția asta. Fii realist, nu fii, te rog, euforic. Știu, i-ai mai promis și la biserică și în fața comitetului și în fața familiei că o să închizi codul de Facebook și n-ai făcut-o. Nu, de ce crezi că o faci acum? Da? Asta vreau să vă spun, dragii mei, e foarte important să fim oameni de cuvânt. În Eclesiastul capitolul 5 cu versetul 6, Dumnezeu ne spune, nu lăsa gura să te bage unde? În păcat. Nu te pripi să rostești înaintea lui Dumnezeu, Doamne, îți promit că o să fac nu știu câte anul ăsta. Dumnezeu spune, nu vreau promisiuni, vreau fapte. Vreau fapte, de aceea fii înțelept, fii drămuit. Știu că e multă euforie, dar e bine totuși să fii realist. Un alt lucru pe care vreau să vă spun legat de anul ăsta, știu, avem planuri, avem targeturi, avem deadline-uri pe anul ăsta, avem lucruri obiective pe care vrem să le atingem, vrem în sfârșit să ne scuturăm de mediocritate, vrem în sfârșit să avem reușite anul ăsta, să avem succes. E foarte bine să dea Dumnezeu și eu m-aș bucura și voi v-ați bucura. Dar vedeți dumneavoastră, dragii mei, am realizat un lucru și cred că și dumneavoastră l-ați realizat, e simplu, și anume că succesul în viață, reușitele în viață, nu sunt accidente. Adică nu s-a întâmplat să reușești, ci de regulă trebuie să faci ca ceva să se întâmple. Dragii mei, succesul nu este o chestie accidentală. Succesul și reușita în viață este o chestie intențională. Vreau să vă spun, știu, nu o să scap, crede-mă ce spun, de dependențele din viața ta. Nu scap de fumat, nu scap de înjurat, poate în cazul unora care ne urmăresc sau poate de ce unul care sunt aici, de droguri sau de alte lucruri care sunt deja parte din cotidianul nostru, n-o să pot să ții gura în frâu, crede-mă ce spun, într-un mod accidental. Reușitele nu vin accidental. N-o să pot să fii mai răbdător în mod accidental, n-o să fii mai calm doar așa pentru că spui tu că o să fii, n-o să fii mai comunicativ, n-o să fii mai darnic doar întâmplător, ci vei fi doar când ești intențional. Și vreau să vă spun că reușitele în viață, dragii mei, vin în urma unui plan intențional. Să ne ajute Dumnezeu la asta. De ce vă spun asta? Că reușita în viață ține nu de o chestie accidentală, ci de un lucru intențional. Am citit undeva un articol despre câștigătorii de la loto. Ăsta e visul românilor. De la Loto 6 din 49, de la Eurobingo, de la Telerobingo, de la toate astea care au creat o adevărată manie în România, toată lumea să visa să devină milionar peste noapte. Nu ăsta e visul nostru. Să te culci sărac, să te trezești putred de bogat. Să străbească numărătoare din aia pentru bani. Ai te culcat cu 50 de bani și dintr-o dată nu mai știi în nos, te împiedești, te lovești de bani. Să dea Dumnezeu. Aminul ăsta a fost foarte așa spirituală voi. Nu de altă, nu mă gândeam că veniți cu 10 la biserică și ciclu continuă. Doamne bun, ce vreau să vă spun cu asta? Am citit un articol despre câștigătorii la loto. 95% din ei, ascultați-mă, 95% din ei, oameni deveniți milionari peste noapte, într-un termen de 5 până la 7 ani, ajung înapoi să fie săraci.
Deci poți să câștigi 10 milioane de euro la loto, că în statistic vorbind ai 95% șanse, 95% șanse ca între 5 și 7 ani să fii înapoi la tomberon. Pentru că, dragii mei, accidentele de genul ăsta se întâmplă, s-o întâmpla să primești ceva. Dacă nu știi să gestionezi, dacă n-ai un plan, dacă n-ai o chestie intențională, nu țin. Și de-aia e foarte important ca anul ăsta să privești din perspectiva aceasta. Mai apoi, dragii mei, un alt lucru pe care vreau să vă spun este că fiecare zi, asta să vă gândesc, fiecare zi din viața noastră, dar absolut fiecare zi din viața noastră, inclusiv data asta din 1 ianuarie și toate zilele care le vom primi de la Dumnezeu anul ăsta, fiecare zi din viața noastră, frați și surori, prieteni dragi, este umplută, dacă vreți, este ocupată cu trei lucruri pe care noi le facem. Cu activități, cu responsabilități și cu oportunități. În fiecare zi, dragii mei, vom avea activități, în fiecare zi avem responsabilități, în fiecare zi Dumnezeu ne va pune oportunități. Și vreau să te gândești în modul serios în această zi. În toate acestea, în orice activitate, în orice responsabilitate și în orice oportunitate pe care o primești de la Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu vrea ca tu și cu mine să putem să imprimăm o dimensiune nouă. Ca Dumnezeu să ne deschidă ochii ca să putem să vedem într-o altă lumină lucrurile. Pentru că am citit în această zi, din textul ăsta profetic, un cuvânt din partea lui Dumnezeu în care ne spune să nu ne mai gândim la ce a fost mai înainte, să nu vă mai uitați la cele vechi trecute și spune, iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. De aceea în această zi vreau să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat, cred, posibil, sugestiv. Un an nou, lucruri noi. Un an nou, lucruri noi. Pentru că eu cred că vă doriți, dragii mei, să vă scuturați de lucrurile vechi și cred că există o dorință, măcar la început de an, haideți să fim onești, vrem lucruri noi în viața noastră. Însă haideți să vedem, dragii mei, în ce măsură se poate întâmpla. Și acum nu mă refer, dragii mei, la obiceiurile noastre neapărat zilnice, ci mă refer în dimensiunea spirituală a vieții noastre. E un an nou, privește-l, este un an nou, l-ai primit de la Dumnezeu. Însă vreau să te gândești, în anul ăsta nou, Dumnezeu vrea lucruri noi. Dumnezeu are promisiuni pentru lucruri noi viața noastră. În acest an nou, dragii mei, Dumnezeu are promisiuni pentru biserica aceasta. În acest an nou, Dumnezeu are promisiuni noi pentru familia ta. Dumnezeu are promisiuni noi pentru tine, pentru viața ta spirituală. În acest an, Dumnezeu, cred din toată inima, dragii mei, vrea să facă lucruri care să depășească ceea ce tu înțelegi, poate în ziua de astăzi. Ceva ce poate să fie copleșitor, ceva ce poate să fie absolut înălțător. Însă, vreau să înțelegem trei principii în această seară, în această seară de an nou. An nou, lucruri noi. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegem, dragii mei, este următorul. Ca să putem înțelege ceea ce vrea să facă cu noi Dumnezeu, vreau să înțelegi, dragii mei, că Dumnezeu alege ca să nu-și mai aducă aminte de ce am făcut noi. Ca tu și cu mine să înțelegem ce vrea Dumnezeu să facă cu noi. Dumnezeu alege, a priori, înainte de toate, Dumnezeu alege să nu-și mai aducă aminte ce am făcut noi. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu și zice, ascultați, Dumnezeu zice așa, eu Dumnezeu, versetul 25, eu șterg fără de legile pentru mine, zice Domnul, și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Dumnezeu, dragii mei, alege să nu-și mai aducă aminte de ceea ce am făcut, pentru că vrea să ne direcționeze, să ne îndrume spre ceea ce vrea să facă cu noi. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Însă, dragii mei, ca să putem aprecia decizia lui Dumnezeu, asta este o decizie, dragii mei. Dumnezeu decide, Dumnezeu alege să ne ierte. Dumnezeu alege pentru El, spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne șteargă păcatele, să nu-și mai aducă aminte de ele. Dumnezeu alege lucrul acesta. Însă, dragii mei, ca să apreciem această decizie a lui Dumnezeu de a ne ierta, El vrea să vezi înainte de toate, știi ce? Durerea pe care ai produs-o prin păcatul tău. Pentru că ar fi un mod, dragii mei, superficial de a înțelege iertarea. Dumnezeu să realizați că un om când este iertat prea ușor și prea ritualic, omul ăla nu i-a ajutat cu de fel? Cu nimic în a se schimba? Și ce spune Dumnezeu? Înainte să-mi vezi decizia, vreau să privești la durerea mea.
pricinuită de păcatul tău. Și auziți ce spune Dumnezeu? Și tu nu m-ai chemat, Iacov, versetul 22, căci te-ai obosit de mine, Israele. Tu nu mi-ai dus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu darul de mâncare pe care îi trebuia să mi le aduci și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Și auzi ce spune Dumnezeu. Înainte să înveți decizia și să-mi înțelegi iertarea, privește la durerea pe care mi-ai pricinit-o. Dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiurile tale. Când înțelegi durerea lui Dumnezeu, pricinuită de păcatul tău și al meu, vei aprecia și mai mult, știi ce? Iertarea lui. M-am învățat, dragii mei, că atunci când spunem, Doamne, iartă-mă, o vom spune diferit. Vom înțelege că atunci când privim la Hristos și ne cerem iertare, vom înțelege în primul și în primul rând durerea pe care o pricinuim. Pentru că lucrul acesta este un exercițiu care ne va ajuta, dragii mei, să evităm ulterior, cred, bagatelizarea și ruina aceasta căderii în păcat. Pentru că, dragii mei, ceea ce vreau să vă spun mai departe este că iertarea lui Dumnezeu este o alegere, însă în care Dumnezeu vrea să vezi cel puțin trei lucruri. În iertarea lui Dumnezeu, și ce vrea să știi Dumnezeu? Dumnezeu vrea să privești iertarea în primul rând și ca pe o informație. Dumnezeu te informează aici și ne spune în profeția aceasta, eu îți șterg fără de legile. Asta e informație de care ai nevoie. Ca să pornești la drum în anul ăsta, ai nevoie de informația asta. Eu, Dumnezeu, îți șterg fără de legile. Mai mult de atât, dragii mei, nu doar că este o informație că Dumnezeu ne iartă, dar în iertarea lui Dumnezeu, și ce trebuie să vezi mai apoi? O interdicție. Du-te și ce fă? Păcătuiești în continuare. Du-te și nu mai păcătui. Și știu ce vrea Dumnezeu să mai vezi în iertare? O invitație. Depășește dependențele astea. Depășește starea asta. Depășește tot sus și jos în fiecare. Depășește etapa asta în viață, în care toată ziua mergi un pas și caz doi. Depășește etapa asta. Dumnezeu te informează în seara asta. Ascultă-mă, te-am iertat. Dumnezeu în această seară spune, e o interdicție, du-te, dar nu mai păcătui. În același timp, Dumnezeu te invită să treci la un alt nivel spiritual, să ne ajute Dumnezeu în direcția asta. Dragii mei, iertarea lui Dumnezeu este o încurajare pentru păcătos, însă vreau să rețineți, pe care însă mulți, știți ce fac? Iertarea care este o încurajare pentru un om păcătos, foarte mulți o transformă într-o dezlegare la a păcătui. Ceea ce Dumnezeu vrea să fie o încurajare pentru tine, ascultă-mă cum o percep foarte mulți oameni, într-o dezlegare la păcat. Păi dacă mă iartă Dumnezeu, păi frate, dacă Dumnezeu mă iartă, oricât de mult aș păcătui, că nu poate păcătui omul pe cât poate ierta Domnul, vorba lui Ioan Gură de Aur. Păi dacă e așa, atunci, dragii mei, noi nu percepem într-un mod ieftin iertarea lui Dumnezeu? Nu începem, dragii mei, să vedem în iertarea lui Dumnezeu, dragii mei, în loc să vedem un act de har și de milă, în loc să vedem, dragii mei, o încurajare din partea lui Dumnezeu, noi facem o dezlegare din încurajarea lui Dumnezeu și începem să păcătuim în mod deliberat, începem conștiința noastră să unim mai muste, pentru că oricum percepem că într-un mod cumva Dumnezeu trebuie ca un funcționar public să pună ștampila, iertat, 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 la nesfârșit. De foarte multe ori folosim expresia asta, frate, știi, Dumnezeu nu obosește iertând. Și cu toate acestea aici în Isaia, capitolul 43, Dumnezeu spune, știi ce ai făcut? Știi ce faci cu păcatele tale? Știi ce faci cu falimentele tale? Știi ce faci cu întoarcerea ta în păcat de fiecare dată? Mă obosești! Ba mai mult de atât, dragii mei, să citim Isaia 55:7, unde contextul mai larg spune să se lase, uitați-vă, care este în primul rând ordinea, dragii mei? În ce condiție vine făgăduința că Dumnezeu nu obosește iertând? Înainte de toate acestea există o informație pe care Dumnezeu vrea să o auzi și să o aud. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase, să se lase, să se lase, să se lase și când te lași, Dumnezeu spune, ok, am milă și nu obosesc iertând. Trebuie să te lași. Dacă vrei să beneficiezi de iertarea lui Dumnezeu. Pentru că altfel, dragii mei, ar fi o nedreptate. Pentru că în minteri
Am bagatelizat jertfa lui Hristos. Vreau să te gândești la... am pus o fotografie pe drum venind, m-am gândit să găsesc o imagine, este despre afișul, de pe bannerul, dacă vreți, de promovare a filmului Patimii lui Hristos, al lui Mel Gibson din 2004, un film care cred că a reprezentat foarte bine jertfa lui Hristos. Asta este o imagine, credeți-mă, am vrut să folosesc alta, dar m-am temut că o să fie prea șocantă pentru mulți, deși era foarte reală. Nu, acum vreau să te gândești puțin. Hristos, într-o perspectivă, uitați-vă, se uită undeva în jos, cu ochii închiși. Dar acum vreau să te gândești așa. Ori de câte ori tu și cu mine păcătuim, ori de câte ori eu și cu tine mergem în fața lui Dumnezeu și spunem, Doamne, iartă-mă. Și ce vrea să spună Dumnezeu? Înainte să-mi spui iartă-mă, vreau să spun eu ceva înainte. Și vreau să te gândești la Hristos care stă pe cruce. Când mergi să-și ceri iertare înainte lui Dumnezeu, nu te gândi la un Dumnezeu care stă pe tron. Când te duci să-și ceri iertare înainte lui Dumnezeu, o să te gândești la Hristosul care stă pe cruce și care spune așa: dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiurile tale. Eu șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Te rog, fă exercițiul ăsta data viitoare când se mai întâmplă să cazi. Amu, Doamne, iară mi-a scăpat gura și am mai zis, iară. Te rog să te pui pe genunchi și să stai în fața lui Hristos și să realizezi că stă pe cruce. Și înainte să spui tu ceva, lasă-l pe el să spună ceva. Și ce să spune? Dar tu m-ai chinuit, m-ai obosit, ca să poți înțelege iertarea, ca să poți să înțelegi decizia lui Dumnezeu, trebuie să vezi durerea din inima Fiului, ca să putem aprecia iertarea. An nou, lucruri noi. Și ce vrea să spună Dumnezeu în seara asta? Ca să poți înțelege ce vrea să facă cu noi, Dumnezeu alege să nu-și mai aducă aminte de ce am făcut noi. Al doilea lucru, un an nou, lucruri noi. Ce vrea Dumnezeu să înțelegem în această primă zi din an, dragii mei, este un alt aspect. Dacă îți vei schimba gândirea, Dumnezeu va face lucrul la care nu te gândești. Dacă îți vei schimba gândirea anul ăsta, dacă îți vei schimba gândirea, tiparele în care gândești, vezi, concepi viața și pocăința și spiritualitatea, dacă îți vei schimba gândirea, Dumnezeu, ascultă-mă, va face lucruri la care nici măcar nu te gândești. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, pentru că reperele noastre sunt în trecut, pentru că experiențele noastre sunt în trecut. Și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou. Și spune Dumnezeu, noul acesta este iminent, e pe cale să se întâmple, e mai aproape decât crezi tu. Și gata să se întâmple, spune, să nu-l cunoașteți voi? Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. Adică Dumnezeu, dragii mei, anul ăsta, când, și dacă îți vei schimba gândirea, Dumnezeu, ascultă-mă, va face lucruri la care nici măcar nu te poți gândi. Dumnezeu face lucruri imposibile. Dumnezeu poate să facă lucruri care transcend logica umană. Dumnezeu poate să facă ca în mijlocul pustiului vieții tale să izvorască râuri de apă. Dumnezeu poate să facă ca în mijlocul falimentului. Dumnezeu poate să aducă binecuvântare. Dumnezeu poate să facă ca în mijlocul singurătății Dumnezeu să aducă părtășia Lui și prezența Lui. Dragii mei, totul, ascultați-mă, depinde de un singur lucru: schimbarea gândirii noastre. Dumnezeu face lucruri noi. Dar, dragii mei, ca Dumnezeu să facă lucruri noi, trebuie să ne schimbăm gândirea. Știți de ce încă în viața noastră, de 5, de 10 ani, așteptăm să se întâmple lucruri și nu se întâmplă nimic? Pentru că nu ne schimbăm gândirea. Pentru că Dumnezeu nu lucrează, dragii mei, cu o minte care nu este schimbată, cu o minte care nu este regenerată. De aceea, ca să înțelegi ce pregătește Dumnezeu pentru tine, trebuie să încetezi să mai trăiești în trecut.
Ca să înțelegi ce vrea să facă Dumnezeu anul ăsta cu tine, ca să înțelegi dimensiunea nouă la care Dumnezeu vrea să te ridice, ca să înțelegi dimensiunea nouă în care Dumnezeu vrea să te folosească, încetează să mai trăiești în trecut, încetează să te mai raportezi la trecut. Și dacă vei face lucrul ăsta, vei vedea lucruri pe care n-ai crezut vreodată că le vei vedea. Trăim în trecut, dragii mei, știți de ce? Pentru că am dezvoltat o formă de rezistență la schimbare teribilă. Am dezvoltat o formă de rezistență teribilă la schimbare. Și Dumnezeu spune, nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, nu vă mai uitați la cele vechi. Pentru că Dumnezeu vrea să facă lucruri noi. Pentru că Dumnezeu are o dimensiune nouă pentru slujirea ta. Pentru că Dumnezeu are o dimensiune nouă pentru rugăciunea ta. Dumnezeu are o dimensiune nouă pentru timpul tău, pentru chemarea ta, pentru familia ta. Dumnezeu are o dimensiune nouă. Dar totul pornește de aici și se blochează aici. Gândiți-vă la un lucru. L-am mai subliniat în biserică, dar mi se pare că e foarte sugestiv și important. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Petru se duce în casa sotașului Corneliu și se duce, știți cum, de bună voie și silit de Duhul Sfânt, că nu a vrut să meargă. Că avea preconcepții, iudeu la neamuri, să fim serioși. Noi la austrieci, ceva în genul. Nu. Decât cu ei în Schengen, mai bine afară. Și să vă imaginez că se duce Petru, Doamne, ce caut eu în casă-l ăsta? Și Petru se duce cu câțiva martori evrei care se confirme că Petru nu a vrut să meargă de bunăvoie, că știa ce zic iudeii. Și acum, în timp ce predică Petru, spune cuvântul lui Dumnezeu că se coboară Duhul Sfânt peste casă lui Corneliu și zbotezați cu Duhul Sfânt toți. Și acum iudeii, cârcotași, critici, zic, toți credincioși și fapte 10:45, toți credincioși și tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și au constatat că, mă, da, Domnul e bun și cu ei, nu numai cu noi. Acum, spune cuvântul lui Dumnezeu că ăia din Ierusalim, din biserică unde sluja Petru, unde se făceau voturi la comitet, unde se făceau alegeri, au aflat. Veștile bune circulă repede. O afla că Petru s-a dus la neamuri, s-a dus la un sutaj roman, vrăjmaș iudeilor. Ce-o căutat ăla acolo? Și începe în biserică. Dar nu se poate. Ce-o căuta Petru acolo? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că apostolii și frații, fapte 11:1, apostolii și frații, atenție, apostolii și frații, deși dintre apostoli, s-au bucurat tare mult de ce a făcut Petru, nu? Spune Biblia, care erau în Iudeia, au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-au suit, care e reacția lor că oamenii se pocăiesc dintre neamuri? Care a fost reacția lor? Zice, îl mustrau pe Petru. Ce ai căutat acolo, mă? Ce te-ai dus tu la ei? Dar cum ai îndrăznit să te duci? Și Petru zice, stai jos că vă țin o predică. Fiți atenți, m-am dus, n-am vrut, Dumnezeu mi-a vorbit cu așa, cu semne minuni și să vezi când am fost acolo s-a întâmplat cu tare lucru. Și acum concluziile. După ce aud relatarea lui Petru, versetul 18 din fapte 11, după ce au auzit aceste lucruri, apostolii și frații din biserică, ce au făcut? S-au potolit. Doamne, cum știe Domnul potolit câteodată. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis ce au zis. Domnul a dat, deci, concluzie teologică, validă, Domnul a dat, deci, și neamurilor pocăință că să aibă viața veșnică. Și ai zice, bă, ce minunat, Domnul a schimbat, vedeți, tipare, preconcepții, exclusivismul ăsta iudaic, discriminarea. Și acum vine versetul 19 în continuare și să vedeți ce se întâmplă. Cei care se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia, adică ei din Ierusalim, și propovădeau cuvântul lui Dumnezeu la toți oamenii. La toți oamenii și la neamuri și la iudei nu mai contat, pentru că i-au aflat ce a făcut Domnul. Cui predicau? Numai iudeilor. Pentru că, dragii mei, există o rezistență la schimbare teribilă în viața oamenilor. Mă, n-ai ieșit din tiparul tău, nici dacă un înger al Domnului s-ar coboră. Poate să vină Arhanghelul Gavril și Mihail și să vină și Rafael acolo toți. Nu te schimbă pe tine nimeni.
Asta e niciodată. A fost undeva într-un orășel din România, municipiu. Deci nu știu ce pun la toate municipiul, că nu e chiar municipiu, e sub 10.000 de locuitori, cred că. Dar în fine, erau două biserici. Eu am fost la o biserică și auziți dumneavoastră dilemă teologică, dar noastră supărare. Ai auzit ce-au făcut aia la alții? Că asta ne interesează până înainte să înceapă programul la biserică, ne interesează ce-au făcut aia la alții din biserică la altă. Și eu sunt curios, ce? Frate Dorel, zice, îți vremurile din urmă. Zic, da, știu că îți vremurile din urmă, dar de ce îți vremurile din urmă? Frate Dorel, te auzi ce-au făcut ăștia? Ce? Rătăciți. Dar ce-au făcut? Să schimbe ei programul de la 9 la 10? Eu, serios? De-aia știi tu la cât începe la mine biserică programul, ok? Da, zic și cu... Frate Dorel, și unul așa cu lacrimi, nu? Frate, dar să trece peste ce-i scris? Și eu zic, unde? Păi frate, tu știi, zice, acolo din Fapte 3, că se ducea la cât? Petru cu Ioan, se urcau la templu, ceasul la cât era ăla? Era ceasul rugăciunii, ceasul al 9-lea, că de acolo am luat noi cu 9 dimineața. Și acum eu, zic, numai fraților, ceasul al 9-lea în calendarul evreiesc, acum, nu, m-am învățat pe la teologie și o leacă, dar puțin teologie, nu cumva să folosești cuvântul că ai făcut, că e o vinovăție deja. Ești păcat de moarte. Și am zis, dar să știți că în calendarul evreiesc, ceasul al 9-lea e 3 după masa. S-a uitat la mine, frate, ce vorbești acolo? Scrie 9-9 rămas. Nu zic, dar la 3... Bă, frate, nu mă interesează ce ai citit tu, eu știu ce am primit de la Domnul. Cum au putut ăștia să schimbe de la 9 la 10? Chiar așa, nu știu cum au putut, bine. Am stat să mă gândesc, dumneavoastră să realizați, noi trebuia să mergem în biserică, să ne rugăm, să... și ăla era tulburat, tot comitetul acolo, tulburat, săraci, conceput ăia, dați seama, au schimbat programul la 9 la 10, aia erezia lumii. Doamne bun, dumneavoastră să realizați, în ce ne potignim noi? Dumneavoastră realizați de ce uneori Dumnezeu nu poate să lucreze? Pentru că, dragii mei, avem niște întărituri la nivelul minții confesionale și tradiționale, că nu numai ortodoxi au tradiții, că le avem și noi pe ale noastre într-o 100 de ani mai mult decât alții în 2000 de ani. Că noi știm cum trebuie să lucreze Duhul Sfânt, că noi știm cum botează Duhul Sfânt, noi știm cum trebuie să spunem, noi știm ce trebuie să facem. Noi nu mai lăsăm pe Duhul Sfânt, noi dăm manual de instrucțiuni Duhului Sfânt cum să lucreze. Dragii mei, Dumnezeu spune anul ăsta, vrei să vezi lucruri noi, vrei să vezi schimbare reală în viața ta, lasă-L pe Dumnezeu să schimbe mintea ta, pentru că Dumnezeu, dragii mei, vrea să schimbe lucruri în viața noastră, Dumnezeu vrea să privești și știi de ce? Pentru că există un pericol, pericolul să ne conformăm și niciodată conformarea nu va schimba mintea unui om, ci transformarea schimbă mintea unui om. Și lucrul ăsta spunea clar Apostolul Pavel în Roman 12:2, să nu vă ce... potriviți, un alt termen care apare într-o altă traducere este să nu vă conformați chipului veacului acestuia. Sau dacă vreți putem să punem, să nu vă conformați datinilor bisericești, să nu vă conformați tradițiilor bisericești, ci spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, spune ci să vă prefaceți. Prin ce? Prin înnoirea minții voastre. Adică Duhul lui Dumnezeu trebuie să ne schimbe mintea, dragii mei. Și mintea nu se schimbă prin conformare, ci mintea se schimbă prin transformare. Și vreau să vă spun ceva. Conformarea e ceva ce vine din exterior spre tine. Ai intrat aici, astea-s regulile. Însă există altcineva, dragii mei, care lucrează diferit. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu vine din exterior, Duhul Sfânt lucrează în interiorul tău. Și prin transformare, Duhul lui Dumnezeu schimbă viața ta, schimbă pe cei din jurul tău, schimbă biserica, pentru că așa lucrează Duhul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, ceva să vă spun, vrem an nou, vrem lucruri noi, îmi le doresc din toată inima, însă dacă îți vei schimba gândirea, vreau să spun ceva, Dumnezeu va face lucruri la care nici nu te gândești. Există un pastor din Statele Unite ale Americii, cesaționist a fost vreo 20 de ani, Roger Barrier, avea o biserică la câteva 400-500 de oameni, bisericile cesaționiste din zona evanghelică, bisericile care nu cred în botez cu Duhul Sfânt, în daruri, concertat cu moartea ultimului apostol. Nu mai există, e numai Scriptura și atât. Bun. Nu, acum Roger Barrier are o mărturisie absolut fabuloasă. El a zis așa o chestie. O zis, mă, toată viața, de când am terminat seminarul de teologie și când am ajuns păstor, dacă m-am temut de ceva, o zis, m-am temut de cumva sau nu cumva să vină cineva la mine să-mi deschidă Biblia la Iacov și să-mi citească.
Acum, dumneavoastră realizați că uneori te poți teme ca păstor de Scriptură. Ce paradox. De ce să temea el? Fiți atenți de ce s-o temut 20 de ani. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă? Iacov, capitolul 5, cu versetul 14. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el? După ce îl vor unge cu un de lemn, în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, vor fi iertate. O zis, Ogeber, toată viața mea de păstor, 20 de ani, păstor cesaționist, m-am temut de versetele astea din Biblie. Ce fac dacă vine cineva la mine și mi le pune în față? 20 de ani, slavă Domnului, nu vine nimeni. După 20 de ani, zice, într-o zi, vine la mine o soră, sora Miriam din biserică, cea mai beteagă, în termeni bihoreni, bolnavă, cu dureri, cu toate calmantele din lume, nu-i trecea durerile. În trup avea o boală autoimună, dureri groaznice. Și a venit sora Miriam la fratele Roger. Eu tot timpul spuneam, Domnul să se îngrijească, să lucreze prin tratament. Și a zis, frate Roger, zice, vreau să spun ceva, ce? Am citit Biblia. Slavă Domnului, așa citește Biblia, Domnul. Păi toată de la Duhul Sfânt, așa e, frate. Da, adevărat e versetul acela că zice că toată Scriptura e insuflată de Duhul Sfânt. Dar cum să nu? Dar te îndoiești? Da. Nu, frate Roger, zice, nu m-am vrut să te întreb ceva. Spune, soră, te rog acum, citește, că n-am ochelari la mine. Ce zice? Ce rău citește? Nu, citește de acolo, de la Iacov 5. Este vreunul printre voi în suferință să se roage? Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el și după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoși și dacă... Frate, cum o înțelegi tu asta? Păi, soră, știi, lasă-mă, zice, cu teologia. Frate, îi de la Duhul Sfânt, îi... Mă zice, fii atent, mie îmi faci ungerea. Soră, Doamne ferește, eu n-am făcut ungerea în viața mea, eu nu credem în asta, eu nu-mi faci, mă duc la pentecostale. Acum, o zis el, să nu las pe unul în rătăcire, mai bine fac eu un păcat. Și o zis, Roger, tu l-ai, Doamne, cum fac? Nu, zice, fii atent. O zis, vineri, am ședință de comitet. Hai, zice, cu o oră înainte de ședința de comitet și zice, rezolvăm noi cumva, hai că facem cumva. El o chema frații între timp toți la comitet, mai devreme. Și-a zis, băieți, avem o problemă. Ce? A venit sora Miriam și-a zis că dacă nu-i fac ungerea, fuge la pentecostali. Și lasă-o să meargă, Doamne ferești, să schimb. Nu, zice, eu am zis să vină. Ce ai făcut? I-am zis să-și cumpere un de lemn, că noi n-avem. Toți, comitetul bisericii, bă, păstor, ce ai făcut? Ce ți-a trecut până cap? Femeia suferă, îi facem speranțe de șarte, le trebuia să o lași, să se convingă. Apare sora Miriam cu o sticlă de 2 litri de ulei de măsline. O zis, frate Roger, zice, trebuie mai mult de atâta, n-am găsit, zice. Nu, zice, ok. O pus sticla de un de lemn pe masă, la birou, și acum s-au uitat toți unii către alte. Și acum, apoi, hai rugați-vă, zice. Aia, când a văzut-o pe sora Miriam beteagă cu cârși, a zis, mă, na, hai. O zis că la un moment dat, Roger, nu au zis, sora, hai încoace. L-a pus punul, zice, hai, întinează-te tu acum. O zis, ia sticluța, zice, și torne-i peste cap. Că așa am văzut-o pe la pentecostal că se face. Că îi mai urmărim să vedem și pe aceștia cum lucrează. Și imaginați-vă, a pus-o pe genunchi. Unul din comitet, cred că a lucrat-o spătar toată viața lui. Când a început să toarne, tot o curs, mă, unde lemn pe aia, zic, Roger, cred că ajunge, cred că ajunge. O curs destul. Tot era unsă cu unde lemn, din cap până în picioare. Și acum ce facem? Ne rugăm, o pus mâinile, o zic, Doamne, nu știu ce, Doamne, iartă-mă, în primul rând, iartă-mă, Doamne Dumnezeu, dar suferința omului mă determină uneori să fac lucruri care n-am crezut că le voi face vreodată. S-a rugat, Doamne, fă Tu, cumva, amin. S-a ridicat. Asta, săraca, tot era unsă ca o scovardă, cum zice noi pe la Bihor. No. Și acum
Hai să mergem să ne spălăm pe mâini toți. Sora s-a dus acasă, comitetul, după comitet. Ce ai făcut? Nu s-a întâmplat, ne-am făcut de râs acei. Cine te-a pus? A început, toți. Mărturisește Roger Bere, zice cu vocea mea grează din viața lui, bun. Ia auziți, a doua zi, dis de dimineață, în timp ce sora Miriam umse toate, dormea. Aude o voce în timp ce doarme. Miriam, pentru că ai crezut cuvântul lui Dumnezeu, chiar acum Dumnezeu se atinge de tine. Ești vindecată de bolile tale. S-o trezi Miriam, nicio durere. S-o trezit, oameni buni, putea să meargă la maraton. Primul lucru, a pus mâna pe telefon, frate, păstor, hai să ne întâlnim, cheamă comitetul. O zis, vai, asta mai vrea o tură de unde? Ce baiu? Și apare, imaginați-vă, povestește Roger Berger, apare la biserică sora Miriam, fără cârje, fără durere, dreaptă de spate și plină de bucurie. Și eu zic, ce puțin? Și eu zic, mă, oameni buni, s-a împlinit Scriptura, Dumnezeu s-a atins de mine, Dumnezeu m-a vindecat. O zic, stai, că noi nu credem, poate e numai autosugestie, placebo, o dus-o să facă toate analizele, o băgat-o până scanner, până RMN, până toate. Și eu zic, medice, domnule, e o minune medicală femeia asta, nu există explicație. Și acum fiți atenți, asta e de vreo 15-17 ani undeva pe acolo s-a întâmplat evenimentul ăsta într-o biserică cesaționistă. Biserica lui Roger Berger din Tucson, Arizona, numără peste 5.000 de oameni și ăștia fac o chestie. Fiecare slujbă fac ungere cu un de lemn. Nu se mai satură de ungere cu un de lemn acum. Pentru că povestea Roger Berger, cu lacrimi mi-am urmărit mărturia asta lui, zice, am învățat că dacă nu o să ies din tiparele mele, oricare ar fi ele, Dumnezeu nu mă poate folosi la nivelul chemării mele. Și a zis, am învățat în biserică un lucru, să punem deoparte datinile, tradițiile și obiceiurile pentru ca să lăsăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Vreau să gândești ceva, știu că ai în mintea ta anumite blocaje, știu eu le-am avut, pe câte mi le-a dat Duhul Sfânt la o parte, nici nu vă puteți imagina. Eu vreau să vă spun, aveți acea mărturie clară, dacă mă prindeați acum ați vreo 15-17 ani și prindeam pe unul în biserică cu tobele, scoteam afară tobele din biserică. Am crezut că-s păcat. Și ce să vedeți? Mi-am dat seama că pot să mă închin și cu tobe, și cu chitară, și cu acordeon, și cu toate. Pentru că, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne scoată din tiparele tradițiilor noastre și să ne pună în tiparele Lui. Duhul lui Dumnezeu trebuie... Noi cântăm, lăsați Duhul Sfânt ce să facă. Dar hai să spunem, Doamne, cum să lucrezi. 1, 2, 3, 4 puncte și mai am un punct, că-s 3 numai astăzi, că e anul nou totuși. Statutul privilegiat și cu asta închei, statutul privilegiat pe care îl avem în Dumnezeu nu poate fi mai apoi separat de scopul pe care îl avem în lume. An nou, planuri noi. An nou, lucruri noi. An nou, să dea Dumnezeu oameni noi. Amin? Statutul privilegiat pe care îl avem în Dumnezeu nu poate fi separat de scopul pe care îl avem în lume. Dragii mei, uitați-vă care este statutul pe care tu și cu mine l-am în ochii lui Dumnezeu. Și auziți ce frumos spune aici. Fiarele câmpului, versetul 20, mă vor slăvi, șacale și ștruții pe care, pentru că voi da ape în pustiu și râuri, în locul secetoase ca să adă pe cine? E o expresie frumoasă aici. Pe poporul meu cel... ales! Pentru cine face Dumnezeu lucruri noi? Știi pentru cine e profeția asta? Știi pentru cine e încurajarea asta? Știi pentru cine e îndemnul ăsta din partea lui Dumnezeu? Știi pentru cine e prorocia asta? E pentru oamenii ăia, dragii mei, care sunt parte din poporul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu ne-a dat un statut privilegiat. Eu și cu tine suntem, spune cuvântul Domnului, poporul meu cel ales. Suntem oameni aleși de Dumnezeu, suntem poporul meu. Dumneavoastră realizați, dragii mei, că... Haideți să facem un lucru ăsta. Când ai un prieten, când ai inclusiv pe cineva din familia ta care face o prostie și îți aduce rușine
Știți care e prima tendință omenească pe care o ai? E din familia mea, dar e din familia extinsă. E al patrulea, al cincilea, după verișorul de al... Adică nu, nu-i de-al meu. Când cineva ți-a adus rușine dintre prietenii tăi, dintr-o dată te deziști, bă, nici nu l-am eu să-l cu ăsta, prieten. Ai 50 de prieten, 50 de poze pe Facebook, my friend, my best friend. Nu, zice, alea le-a pus el, nu eu. Așa ne dezicem cu 180 de grade când unul calcă pe bec. Și vine Dumnezeu care zice, mă, m-ai chinuit. Atât ai păcătuit că m-ai chinuit cu păcatele tale. M-ai obosit. Și Dumnezeu spune în contextul ăsta. Știți cui spune asta? Poporul meu ales. Poporul meu ales. În ciuda păcatelor, în ciuda falimentelor, Dumnezeu ne-a făcut să fim poporul Lui. Suntem poporul Lui Dumnezeu. Suntem aparținând din pășunii Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, dragii mei, ca privilegiu, ne poartă de grijă. Vreau să vă spun că Dumnezeu are grijă de poporul Lui. Dumnezeu are grijă de poporul Lui. Ce fain spune Vasile cel Mare, Dumnezeu păstorește oile, nu lupii. Dacă ești oaie din turma lui Hristos, vreau să știu un lucru, Domnul este păstorul tău. Domnul este păstorul tău. Statutul privilegiat pe care îl avem în Dumnezeu nu poate fi separat de scopul pe care îl avem în lume. Bun, dar zice aici, fiți atenți, versetul 21, de ce ne-a făcut Dumnezeu poporul Lui? De ce ne-a pus Dumnezeu în turma Lui? Știți de ce? Poporul pe care mi l-a mălcătuit, ăsta e statutul. Dar știți care e scopul? Să vestească ce? Laudele mele. Versetul 16 începe cu o chestie la care la toți penticostalii le place. Așa vorbește Domnul. Haideți să fim unești. Bă, ne place. Așa vorbește Domnul și foarte ok. Dar știți, noi uităm că Dumnezeu ne vorbește pentru că noi să vorbim despre altora despre Dumnezeu. Doamne, vorbește-mi, dar eu zmut în raport cu ceilalți. Eu sunt pocăit undercover. Nimeni nu știe că-s pocăit. Mă, COVID-ul îți mai dai seama că mai strănută, unii nu strănută un amin câteodată. Ferească, Domnul, am scăpat un amin, scuzați-mă, n-am vrut să zic. Oameni buni, Dumnezeu ne-a alcătuit ca să vestim laudele Lui. Suntem poporul lui Dumnezeu, suntem turma pășunii Lui. Dumnezeu are lucruri frumoase de făcut cu noi. Domnul poartă de grijă. Când ești în turma lui Dumnezeu, vei experimenta providența lui Dumnezeu. Îi spune, și spune Dumnezeu, o să fac în pustiu, în pustiu să curgă apă. Dacă trebuie, zice Domnul, voi crui un drum prin deșert. Anul ăsta, când toată lumea se teme că se prăbușește piața imobiliară și se prăbușește nu știu ce și se mai prăbușește nu știu ce. Când toate se vor prăbuși, Dumnezeu croiește cărări drept. Dumnezeu deschide drumuri, Dumnezeu face lucruri noi. Când totul se clatină în jurul nostru, Dumnezeu zice, voi face lucruri noi. Și știți, îs așa de aproape că-s gata să se întâmple. Apropo de urările de sfârșit de an, de la anul și la mulți ani și chestii de genul ăsta, am avut un prieten la ITP, facultate. Noi deja până anul 3 toți eram logodiți, căsătoriți unii, alții cu perspective, alții fără niciuna, dar puțin, trebuie să recunosc. Și aveam un coleg, a trecut 2 ani după ce am terminat institutul, a trecut 3 ani și îl sunam. Mi-am făcut un obicei cumva să-l încurajez. Băi, cum stai? Bă, știi tu la ce mă refer? La căsătorie? Da. Cum ești? Băi, 3 ani de când ai terminat institutul, nu te căsătorești. Tot timpul îmi spunea, Dorel, cu ajutorul lui Dumnezeu nici anul ăsta. Ok. Bă, și-a trecut 4 ani, și-a trecut 5 ani și nu nimic. Și la un moment dat s-a dus în America și când s-a dus în America a ajuns undeva la o facultate prestigioasă din California, la Fuller Theological Seminary și s-a dus să-și bage dosarul. A zis, bă, vreau să mă duc la un interviu,
dacă mă primesc ăștia la studii. Au zis, Dorel, pe principiu, dacă soție nu, măcar studii. Nevastă, nu, școală, da. Bă, măcar să fac școală, să fac teologie, să dedic tinerețea pentru lucrarea lui Dumnezeu. S-a dus la fiul lor și culmea este că acolo ajungi foarte greu, ăia îi acceptă dosarul. Băi, bucuros, m-a sunat, Dorel, am fost acceptat la teologie, mă duc la master. Și mai e ceva, toate studiile mi-s plătite, zeci de mii de dolari pentru 2 ani de zile, am primit bursă. Slavă lui Dumnezeu! Bă, măcar zic, dacă pe partea aia la altă nimic, aici, uite, Domnul e bun. Bucuros, fericit, ăia din America îi zic, acum e o chestie, trebuie să te duci la București, tu ai viză de turist. Du-te la București, că trebuie să-ți dea viză de studii. Eu dat acreditări, tot, nu mai trebuia să-i schimbe viza de turist în aia de studii. Și se duce al meu, frate, prieten bun, se duce la București, la ambasada Americii, bucuros, plinde, haleluia, mă duc la studii, voi învăța teologie. Și bucuros și entuziasmat, sute de oameni acolo, ați fost la care ați fost, știți cum e? Și că se ia cu năvală, și că se promo ceva, zici că ultimele ligiene se dau acolo la promoție. Și stai acolo în fața ambasadei Americii, să iei lozul câștigător, American Dream. Să duce colegul meu, să duce un ofițer de la ambasada Americii, la American Smile, totul fericit, bucuros. Și el, mă duc la studii. Pentru ce te duci? Pentru studii. Uite, am fost acceptat, fiul teologic al seminarii. Ah, no. Ah, ai față de imigrant. Tu vrei să nu mergi la studii, numai o acoperire. Tu te duci ca să muncești. Nu, dar... Și nu numai că nu-i dă viză de studii, dar i-o anulează și pe aia de turist. Și avea pe 10 ani săracul. Doamne! O venit distrus, praf, la pământ. Și mi-a zis, Dorel, ce an groaznic. Dorel, roagă-te pentru mine, o zis că-s la pământ. Câteva săptămâni de zile mai târziu mă duceam în Oltenia și am zis, mă, hai că facem lucrare de misiune în Oltenia. Hai cu noi acolo. Dar Dorel, dar inima mi-e praf, minte. Hai mă, slujește-l pe Domnul Oltenia. E pustiu, e deșert acolo spiritual. Hai, fă ceva. Cu greu l-am convins să vină. Și acum noi ne-am împărțit în echipe. Eram vreo 70 și fiecare lider 7 avea câte 10 oameni în echipă. Și facem, împărțim oamenii pe care aveam, tineri pe care aveam și am zis, fii atent, tu ești lider la echipa asta. Evanghelizez satul ăsta și ăsta. Și... Între cei 10 din echipa lui, în mod providențial, Dumnezeu îngăduie să evanghelizeze și inima unei fete. Și ce să vedeți? În Oltenia, unde nu te așteptai să se întâmple nimic, Dumnezeu îi aprinde inima pentru o fată, o vede că e cu râvnă pentru Evanghelie, că e misionară și a zis, a mea e. Câteva luni de zile mai târziu, n-au lungit-o mult pe anul viitor la palațul, pe la opera, lăsați. Ne căsătorim. A, nu, șoc, mă căsătoresc. Cum? Slavă Domnului! Oameni buni, e căsătorit? Știi ce mi-a zis? America? Fuller Theological Seminary? Am o soție. Binecuvântată. Dumnezeu poartă de grijă poporului său. Dacă trebuie să facă în pustiu o minune, o va face. Dacă trebuie în Oltenia să o facă, o va face anul ăsta. Dacă o va face, nu știu unde, nu te aștepți cel mai puțin. Dumnezeu e suveran. An nou, lucruri noi. Dumnezeu vrea și oameni noi pentru asta. Hai să ridicăm în picioare. Intrăm în rugăciune, dragii mei. Venim în fața lui Dumnezeu, ne închinăm Domnului, lăudăm pe Dumnezeu, după care intrăm în partea cea de-a doua acestei slujbe, la cina Domnului, pentru că, dragii mei, trebuie să ne săturăm spiritual în seara asta, pe deplin, pentru că stăm la masă cu Domnul. Haideți să intrăm cu toți într-o rugăciune de cercetare, într-o rugăciune de mărturisire, într-o rugăciune în care să-i spui Domnului, Doamne, eu n-am nou, vreau lucruri noi în viața mea.
Doamne, îți mulțumesc că nu-ți mai aduci aminte pentru că vrei să faci lucruri cu mine. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că anul ăsta, Doamne, vrei să-mi schimbi gândirea ca să se întâmple lucruri la care nici nu mă gândesc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că mi-ai dat un scop, Doamne Dumnezeule, să te mărturisesc pe tine, pentru că am un statut privilegiat. Haideți să ne rugăm, Doamne, pentru astea. Haideți să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne cercetăm.